Doamne ajută, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii de Presat Presa, vă spune Părintele Eugen Tănăsescu aici la Radio Dobrogea, în această zi, mohorâtă zi. Suntem pe 99,7 FM în Constanța și împrejurim. Ne auziți, ne și vedeți pe paginile noastre de Facebook și ale partenerilor noștri, Alfa Media și Dobrogea TV, cărora le mulțumim pentru preluare. O să începem ediția de astăzi și cam toată ediția de astăzi o să discutăm despre apocalipsă. Discutăm despre apocalipsă, dar nu în ton apocaliptic, ci cum anume secularizarea este cuprinsă în apocalipsă. În apocalipsă se tot vorbește de 666 și de numărul de om. Practic, apocalipsa ne vorbește despre transformarea oamenilor în numere. Zice că nimeni nu va putea să vândă sau să cumpere dacă nu va avea semnul sau numărul fiarei, căci este număr de om, un 6 întreit. Alegoria aceasta a Sfântului Ioan Evanghelistul ascunde de fapt, mai pe românește, dictatura banului într-o societate secularizată, pentru că ia gândiți-vă, dacă n-ai bani, poți să vinzi să cumperi? Nu. Iar dacă nu ești secularizat, așa cum ne împinge societatea de astăzi să fim, nu e așa că nu te mai potrivești cu vremurile? Ba bine că da. Oamenii devin numere și asta este marea tragedie a secularizării. Și este foarte trist când autoritățile recunosc așa ceva. Avem o declarație a fostului ministru interimar acum al sănătății, Victor Costache, care, vorbind despre îngrijirile medicale, s-a apucat să compare oamenii cu mașinile. El spune că asigurarea medicală e cumva ca un fel de asigurare auto, știi? La oameni e ca la mașini, zice ministrul. Toți șoferii își fac RCA, dar doar cei care își permit plătesc și casco. Adică vrea ministrul să spună că toți românii ar trebui să aibă acces la tratament, dar dacă vrei tratament de calitate, trebuie să scoți din buzunar mai mulți bani ca la RCA. Întrebat despre coplata în sănătate, știi că de fapt e nebunia asta, că domnule, sistemul privat are acces la banii publici. Dar de ce sistemul privat să aibă acces la banii publici? De ce să nu rămână banii publici în spitale și trebuie să-i dăm și la sistemul privat? Eu n-am înțeles asta. Că se vorbește de faptul că e ordonanța în care spitalele private să aibă acces la banii publici, să deconteze programe de sănătate din banii publici prin casele de asigurări. Dar de ce spitalul privat să aibă acces la banii publici? Care e raționamentul? Nu sunt suficiente locuri în spitalele de stat? Asta ar fi, cred că, un singur raționament discutabil. În rest, de ce sistemul privat să aibă acces la banii publici? După care s-a discutat de coplată. Zice, păi stai, domnule, puțin, că te duce, da, să zicem, statul îți acordă 3 lei pentru nu știu ce tratament în sistemul public. Și te duci la privat și ții tu tratamentul ăla de 3 lei, dar privatul, pentru serviciile pe care ți le oferă, îți mai dă ceva în plus. Acel ceva în plus, coplată, cum se spune, trebuie plătit sau nu? Și ministrul a spus că un an de zile s-a prorogat plata coplății pentru a reuși să creăm și noi un sistem de abonamente sau de asigurări de sănătate la care să se poată subscrie pentru a evita să scoateți din buzunar acești bani. Adică cum adică? Îți faci abonament la clinică privată, întreabă reporterul. Nu vă faceți abonament la clinică privată. În toată Europa există asigurări complementare de sănătate, ceea ce face ca orice cetățean european, când are o problemă de sănătate neprevăzută, să nu scoată o avere din buzunar. Vestea bună e că nu vom plăti această coplată, dar vom plăti suplimentar la sănătate o asigurare. De aceea se numesc complementare. Plătiți numai dacă vreți. Nu vă impune nimeni ca la mașini, zice ministrul. Deci dacă vrei un serviciu medical de calitate, trebuie să-ți faci casco, nene.
că pe RCA, cum ar veni, dacă îți faci de-aia simplă, nu mai merge. Asta înseamnă privatizarea sistemului de sănătate. Eu am tot vorbit la acest microfon și atunci spus că boala a devenit o piață. Necazul unora a devenit profitul altora. Și din păcate ăsta este sistemul economiei de piață, în care zice-se că cererea și oferta se întâlnesc. Păi da, dar când cererea este de natură, vreau să mă fac bine, că sunt bolnav, apare sistemul privat de sănătate care îți oferă toate tratamentele la niște costuri. Neastră ați auzit cât costă o operație, de exemplu, afară? Zeci de mii de euro, sute de mii de dolari. Că tot vedem colecte făcându-se pentru tot felul de tratamente, de operații pe afară. Păi cum să-ți permiți sumele alea? A, păi zice domnul Costache, nicio problemă, îți faci un fel de casco și vedem noi cum ți le plătim ca să nu scoți o avere din buzunar. Deci, nu ai sistem la aceste, nu ai acces la aceste tratamente dacă nu îți permiți măcar un casco, nu? Asta înțeleg eu. Asta să înțeleg eu de aici, că dacă n-ai bani, nu te mai tratezi? Că asta este ideea medicinii. Ideea medicinii este foarte simplă. Nu ai bani, nu te tratezi. Și cu asta basta. Nu te tratezi. Dacă n-ai bani, nu te primește nimeni la spital. N-ai aia 10.000, 20.000, 100.000 de euro sau cât costă operație, ce nene... Du-te la spitalul public. Păi da, dar la spitalul public o să se spună, păi nu mai avem bani. Că au venit clinicile private și au luat fonduri de la Casa de Sănătate. Știi, aia cu plafonul. Că te duci mereu la analize și auzi, nu mai avem plafon. Că, într-adevăr, banii nu sunt nelimitați. Oamenii sunt și, cum să spun, panicați când vine vorba de sănătatea lor. Da, cu treaba asta, cu gripa, urgențele sunt luate cu asalt. Că toată lumea vrea să știe dacă are sau nu are copilul febră. E cumva frica de boală devine cea mai bună piață. Și atunci te gândești așa, apocaliptic, în perspectiva apocalipsei. Nu am ajuns noi cumva deja la condiționarea asta că dacă n-ai bani, nu vin și nu cumperi. Că e la mintea cocoșului până la urmă să gândești așa. N-ai bani? Nu beneficiezi. Dar asta înseamnă transformarea oamenilor în numere. Dom'le, e ca la mașini. Adică oamenii ajung ca niște mașini, ajung ca niște bunuri care se bagă într-un sistem de ăsta comercial, mondial, ca într-o piață, de asta îi zice economie de piață, ai banii respectivi, îți cumperi serviciu, n-ai banii respectivi, sănătate, nu beneficiezi de serviciu. Iar când vine vorba de sănătate, de medicină, rezultă că cine nu are bani moare. Sau rămâne netratat. Da? Iar ei vor încerca prin toate mijloacele posibile să mascheze acest cinism al economiei de piață cu tot felul de chestii. Vai, dar nu se găsesc nu știu ce medicamente în farmacii. Dar de ce nu se găsesc? Nu suntem în stare să le producem? Adică, nu știu, am ajuns pe lună, am ajuns pe Marte și nu suntem în stare să facem niște amărte de medicamente? Care înțeleg că deja s-au fabricat. Adică nu se găsesc înseamnă că existau cândva în farmacie. E foarte simplu. Deci, asta este problema. Transformarea omului în număr. În client. Un client într-o piață mare și ajungem la afirmații de genul ăsta în care gura păcătosului adevăr grăiește, domnule, profitul dictează. Dorința de profit stabilește piața, cine are bani intră în piață, cine nu, la revedere. Drum bun, descurcați-vă. Și pe cale de consecință, dacă văd că lucrurile sunt așa, nu mă întreb și eu rapid ca tot omul, domnule, dar dacă unii au interese mari în țara asta, încep să mi se explice o grămadă de lucruri. De ce, de exemplu, nu reușim să avem autostrăzi? Păi ia să legăm niște lucruri. Se tot dă exemplu că Europa e plină de autostrăzi, domnule. Dacă te uiți pe harta autostrăzilor, stai să o căutăm. Harta
autostrăzi, că a tot circulat prin mediul online, a tot circulat prin presă, harta autostrăzilor din Europa și din România, da? Uite, aici. Ia, hai să o vedem. Hai să o vedem. Uite, harta autostrăzilor, cum se vede România comparativ cu alte țări. Ia, uite. Olanda, Belgia, Germania, sunt autostrăzi acolo unele lângă altele. Fiți atenți ce rețea de autostrăzi. Iar în România, puțin nici, puțin colea, peste munți deloc, și ci că n-am fi în stare să facem autostrăzi. Păi când auzi că vine Uniunea Europeană și zice, bă, nene, dar stai așa că nu poți să faci autostradă, că deranjezi urși, liliecii, gândacii, mai nou și peștii, știi? Sunt deranjați, domnule, de autostrăzi. Păi eu mă întreb cum anume la oamenii ăștia în Europa n-a fost deranjat ecosistemul de densitatea aia de autostrăzi. Uite acolo ce e în Olanda, la Bruxelles, în Belgia, fii atent, sau autostrăzi acolo metru lângă metru, dacă ai să o iei așa pe hartă, știi? Na? Dar putem să mărim puțin treaba asta ca să se vadă harta mai mare? Ia să vedem dacă vedem imaginea. Să vedem imaginea mai mare ca să... A, uite că o vedem. Uite aici, în zona Bruxelles, Olanda, Köln... Na, pardon, n-am reușit nimic. Gata. A, uite, vezi? Olanda, Bruxelles, Belgia, băi, sunt autostrăzi acolo... Foarte înghesuite, în vreme ce, sigur, România are câteva și uite cât e România, că România ar cuprinde Bruxelles, Olanda, Hamburg, Germania, așa, știi? Adică, mă rog, cam pe acolo e România cam cât Germania, poate puțin mai mică. Sau, mă rog, luăm țările nordice, da? Deci, cum ăștia au reușit să aibă atâtea autostrăzi și n-au deranjat nimic? Și nouă ni se spune că dacă vrem autostradă, deranjăm, domnule. Uite, e vorba de centura de la Bacău și ne zice Uniunea Europeană că e deranjat peștele din baltă, domnule. Centura Bacăului, cel mai important proiect din Moldova, nu poate fi construit pentru că peștii și păsările din zonele protejate Natura 2000 stau în calea centurii Bacăului, domne. Asta după ce am avut data trecută că gândacul croitor al stejarului a pus probleme autostrăzii Pitești-Sibiu. A? Deci gândacul a pus probleme unei autostrăzi peste munți și toată lumea știe cum se circulă pe Valea Sibiului. Unde a mai avut? Stai că a mai avut, zice, în 2015 contractul de execuție pentru autostrada Lugoș-Deva a atras critici că urși și bruni nu mai puteau migra între munții Banatului și munții Apuseni, spunea ecologiștii. S-au plâns la Bruxelles și compania a fost nevoită să schimbe soluția tehnică, să circule și urși. În 2017, liliecii din peștera aflată la Șoimuș au blocat lucrările la autostrada Deva-Lugoș și au trebuit să fie relocați liliecii. Adică au mutat liliecii că erau... Și stai și te întrebi, adică o punem și în teoria asta, mă rog, să zici, a conspirației, dacă vezi că lucrurile se tot repetă, stai și spui întrebări, adică, bă, frate, numai la noi sunt deranjat, bun, am înțeles, noi suntem o țară așa mai la marginea Europei și nu avem noi multă industrie și natura a năvălit peste noi și avem și urși, avem și gândaci, avem și lilieci, avem și pești, avem de toate, bă, așa, și acum... construcțiile umane deranjează fauna, domne. Deranjează fauna. Păi dar la băieții ăștia care și-au făcut în Europa autostrăzi cum au vrut ei și pe unde au vrut ei, pe acolo nu mai e deranjată fauna, adică hai să ne uităm. Luăm Maps. Ia să ne uităm, poate poza e fake. Hai să ne uităm pe Google Maps, care e vorba aia, serviciu global de drumuri și mă rog, imagini din satelit. A? Acum, nu știu, uite că se văd autostrăzile. A? Hai să ne mai uităm. Uite, în zona Olanda, Bruxelles, Belgia și Olanda. Și zona Köln din Germania. Uite ce aici. Hai să luăm... Deci ce, nici nu pot să... Să măsurăm. Măsurăm distanța, uite aici, e o pădure lângă aici. E o pădure. Ia să vedem cât e distanța între
dar nu avem instrument de măsurare pe MAPS. În fine, nu contează. Ideea e că uite ce aproape sunt autostrăzile aici. Prin pădurile astea, când au trecut autostrăzile astea, n-au deranjat, domnule, urși, gândacii sau ăștia i-au exterminat și acum n-au mai avut ce să deranjeze. Adică dezvoltarea unei țări care ține și de infrastructură e pusă în pericol de niște gândaci, de niște pești, de niște lilieci, de niște... Și ne ceartă Europa pentru asta, domnule. Domnule, dar voi când ați făcut autostrăzile alea multe, pe care le vedem unele lângă altele, înghesuite, n-ați deranjat, domnule, pe acolo sau la voi nu s-a mai pus? Brusc după aia v-a lovit ecologia. Adică am făcut noi, ne dezvoltăm noi, știi, că așa e șmecheria. Ne dezvoltăm noi și după aia încercăm să blocăm concurența, de fapt. Că despre asta este vorba. Știi? Blocăm concurența. Ne dezvoltăm noi pe piața liberă, că noi creăm piața, noi stabilim regulile, noi facem jocul, după care, după ce ne-am văzut noi saci în căruță, venim și spunem, păi nu mai e voie. Nu mai e voie că probleme. Probleme de mediu, de asta, de... Știi, citeam dimineață un text interesant despre cum faci propagandă, cum se vede repede propaganda, știi? Păi nu știu ce saici, că era o reclamă de genul ăsta, vai, zice, dar 1 milion de euro băgat în Marea Neagră va produce 3 milioane de euro. Pentru că băgăm 1 milion de euro să scoatem niște gaze pe care le vine cu 3 milioane. Perfect. Și cine vinde gazele alea? Adică cine ne vinde nouă gazele noastre? Despre asta e vorba. Știi că era propaganda asta, vai, dar e bine să investim în gazele din Marea Neagră, statul să creeze facilități. Pentru că noi putem beneficia, păi noi creăm niște facilități ca unii să ne vândă gazele noastre. Știu, sună așa, comunist, adică bunurile patriei. Păi sunt bunurile noastre până la urmă, adică dreptul de proprietate e brusc respectat numai la unii și la alții nu. Vezi cum lucrează secularizarea asta, unde duce de fapt dorința asta de profit care duce la... La niște situații în care oamenii aleargă după bani, își pun saci în căruță, își fac hambarele mari, cum e la Evanghelie, știi? Își fac hambarele mari, după care vin și spun altora care râvnesc și ei la hambare, a, nu se mai poate, frate, că pești, liliești, gândași de-astea, știi? Adică, păi atunci să nu crezi în teoria asta că de fapt Uniunea Europeană nu e interesată de dezvoltarea României. Am mai auzit pe cineva spunând că la Bruxelles stau de ani de zile niște fonduri pe care noi nu le putem lua. Păi de ce nu le putem lua? De ce nu putem lua niște bani? A bine, unul din răspunsuri este pe că nu se pot fura. Da, sigur, e un răspuns. Dar dacă toți suntem interesați de dezvoltare, de ce nu luăm banii aia să ne dezvoltăm? Nu putem să-i luăm sau nu ni dă Bruxelles în orice condiții? Mă rog, nici nu vreau să intru prea mult în geopolitica asta, dar când auzi, domnule, că tot felul de animăluțe blochează niște proiecte foarte importante de infrastructură, mă, îți pui niște întrebări, adică voi ați făcut acolo autostrăzi unele lângă altele și n-ați mai avut nicio problemă și noi ne chinuim să facem prin munți, domnule, prin munți, înțelegi? Ne chinuim să facem prin munți niște autostrăzi ca să nu mai facem ore, zeci de ore faci în țara asta dintr-o parte în alta și voi ne spuneți că nu putem din cauza lilieci, pești, urși, de-astea. Totuși, ca nu prea bate la ochi. Mă rog, și mai e o treabă. Uneori dorința asta de profit, secularizarea asta care transformă oamenii în numere, că rămânem în cadrul acestui subiect larg, duce uneori și la tendințe de năsprire a controlului asupra unor situații. Adică, știi că tot timpul ni se spune că, domnule, sunt probleme de securitate. Hai să vedem în ce măsură problemele de securitate pot afecta drepturi. De la atentatele teroriste din America 2001, da? 11 în câte au fost? În noiembrie parcă au fost. 11, nu? Cam așa era.
Atentatele teroriste au schimbat configurația de securitate a lumii. Brusc, toată lumea a devenit foarte interesată de securitate. S-a ajuns la ideea la un moment dat că trebuie să ne luăm până și cartelele pripei cu buletinul ca să identificăm cine vorbește în rețea. Ei bine, Curtea Constituțională a României a stabilit să respingă ordonanța de urgență privind cumpărarea cartelelor pripei doar cu buletinul. Se prevedea în această ordonanță, introdusă anul trecut, ordonanța de guvernul Dăncilă, ca vânzarea, se prevedea ca vânzarea cartelelor de telefon pripei să fie posibilă doar cu buletinul. Actualii posesori de astfel de cartele, având timp până la 1 septembrie anul acesta, să se identifice. Curtea Constituțională a spus că se afectează drepturile, libertățile și îndatoririle cetățenești. În ce sens? Guvernul nu a motivat în cuprinsul actului normativ criticat de avocatul poporului situația extraordinară a cărei reglementare nu putea fi amânată, ci nici urgența reglementării, limitându-se la a justifica oportunitatea și necesitatea reglementărilor, aspecte care nu se circumscriu criteriilor de constituționalitate. Adică, pe românește, de ce era nevoie de ordonanță de urgență? De ce nu dezbatem în Parlament? Că treaba asta cu ordonanțele de urgență a devenit obositoare. Dăm repede ordonanțe urgent pentru o problemă ca să evităm Parlamentul. Păi stai, domnule, că alegem niște parlamentari, îi trimitem acolo să dezbată problemele țării și tot dăm ordonanțe de urgență. Recent s-a urlat că guvernul trecut dădea urgențe noaptea ca hoții, guvernul ăsta care a picat a dat și ăsta tot noaptea, nu știu dacă ca hoții, habar n-am, dar a dat vreo 25 de ordonanțe rapid, așa, de urgență, repede, repede, că ard problemele, ard interesele, de fapt. Păi, stai puțin, atunci la ce mai avem Parlament, dacă tot guvernăm prin ordonanțe de urgență? Deci CCR a respins ordonanța de urgență pentru că nu era urgentă. Da? Nu era urgentă. Curtea a concluzionat foarte clar că se dovedește inexistența urgenței reglementării. Deci nu reglementarea era problema, ci urgența. Și e corect și e democratic. Dacă avem o problemă cu identificarea persoanelor care folosesc rețelele de telefonie, hai să o dezbatem serios și democratic în Parlament. Că de-aia avem Parlament, de-aia plătim parlamentari. Să ne reprezinte, să dezbată democratic problema. De ce eludăm aceste dezbateri importante, dacă totul trebuie dezbătut într-o democrație? Ați văzut, elvețienii fac referendumuri pentru orice problemă pe care au pe acolo. Noi de ce nu facem astfel de dezbateri? Noi repede, ordonanță de urgență. Ne chinuim să conducem tot ca în comunism, dictatorial, așa. A zis guvernul, gata, trebuie să se întâmple. Stai puțin, dar de ce a zis guvernul? De ce trebuie neapărat să zică guvernul? Guvernul propune, Parlamentul dispune până la urmă. Nu-i guvernul emanația Parlamentului, că ne chinuim acum, văd că se chinuie cu un nou guvern, că am ajuns la cascadorii râsului. Parlamentul a picat guvernul, acum guvernul a venit cu același guvern. Știi? Tot ăia care sunt au venit încă o dată în Parlament. Deci dacă Parlamentul i-a picat, ăștia ce așteaptă? Să fie numiți? Nu! Își doresc și ei să fie picați! Adică, wow, stai și te gândești, bă, frate, în ce țară am ajuns? Unde au dus interesele astea seculare ale aleșilor, știi? Am ajuns la niște... Că politica ce este? Ca să o concluzionăm. Politica nu este decât emanația economicului, să ne înțelegem bine. Politica reprezintă regulile unui joc de interese economic într-o țară. Sau puteți să gândiți și la nivel planetar. Relația dintre economie și politică, am spus, e foarte strânsă. Oamenii de afaceri, de multe ori, stabilesc regulile jocului prin politică. Și acum noi suntem în situația asta de cascadorii râsului, Parlamentul a picat un guvern și a venit, mă rog, partidul care a făcut guvernul, a venit tot cu oamenii aia. Păi de ce? Că ar fi logic să vii tot cu oamenii aia picați. Cine ți mai trece a doua oară? Cazul nebun e că și partidul respectiv își dorește să pice guvernul, că vrea alegeri anticipate. Adică,
Asta în condițiile în care, la sfârșitul anului, cum avem alegeri? Adică nu înțeleg de ce trebuie așa de anticipate. Poți să zici alegeri anticipate la un an, doi, trei, un interes, dar când e vorba de un termen, de o diferență de două, trei luni, ce mai sunt alea alegeri anticipate? Adică cât de anticipate sunt? Da, bine, zona politică e de circ în România, se vede, dar e de circ pentru că interesele din spate sunt foarte serioase și când e vorba de argumentat, nu poți să le zici așa pe față că pățești ca domnul ministru al sănătății care a zis, da, da, gândiți-vă la oameni ca la mașini. Păi cum să te gândești la oameni ca la mașini? Cum să vii cu astfel de declarații? Și mă rog, mai avem declarații de-astea controversate prin istoria conducerii României. Da, normal că interesele sunt așa de mari, dar nu pot fi arătate în public și atunci se fabrică niște argumentații, se fabrică niște teorii de astea în limbaj de lemn, că poate ne crede poporul. De, haideți că poporul nu e chiar așa de ușor de prostit. Da, de manipulat se poate, prin presă, cu propagandă, cu de-astea, da, totuși, chiar și tăcerea uneori e un răspuns. Da? Deci care era urgența acestei ordonanțe că trebuie toată lumea rapid să-și ia cartele prepei cu buletinul? Bun, înțelegem că folosirea unor mijloace de comunicare trebuie să implice identitatea celor ce folosesc rețeaua. E de înțeles. E cumva aiurea ca cineva să folosească rețelele de comunicație în mod anonim, pentru că pot apărea într-adevăr probleme de securitate. Nu poți să ameninzi pe cineva așa, la umbra anonimității. Că las, domnule, că oricum nu știe cine sunt, dar cum sunt cartelele astea, te sună după număr privat și nu știi cine e. Și, nu știu, te amenință, mesaje de amenințare, mesaje de șantaj, mai știu eu ce. E bine să știm cine folosește rețeaua la o adică. Adică vreau să știu și eu când vorbesc cu cineva, asta e un lucru elementar. De asta eu susțin introducerea buletinului, ca să ne înțelegem. Eu susțin introducerea prezentării buletinului când cumperi cartelă. Când cineva mă apelează, că de-aia își cumpără cartelă, că nu vorbește cu el singur, dar când cineva își cumpără o cartelă, domnule, vreau să știu cu cine stau de vorbă. Nu-mi place să vorbesc cu anonim. Astea, declarațiile și convorbirile anonime, nu, mie nu-mi inspiră nicio încredere. Deci mie îmi place să văd cu cine stau de vorbă. Că și eu mă prezint când stau de vorbă, da? Deci susțin introducerea buletinului, dar stai puțin, asta nu înseamnă că trebuie să trecem peste niște etape, peste niște dezbateri serioase și peste stabilirea serioasă a unui mod de a se întâmpla lucrurile. Nu trebuie totul să fie urgent, 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 eludând Parlamentul, că așa ajungi la dictatură urgent. Azi îți cere buletinul, mâine cine știe ce le mai trece prin cap. Deci nu merge așa, nu așa ușor, da? Că într-un fel înțelegi mecanismul ăsta al celor ce fiind mai slab pregătiți și se panichează. Vai, că dacă azi ne bagă chipul în buletin, mâine ne bagă chipul sub piele. Hai frate, că nu-i chiar așa, adică noi înțelegem că buletinul e al statului, nu e al meu. E identitatea administrativă, da, în fața statului. Dar trupul e al meu, nu știu cum să zic, nu bagi tu mie chip sub piele că vrei tu, că nu e trupul tău, e trupul meu. Să ne înțelegem bine. Deci, din punctul ăsta de vedere, lucrurile trebuie să fie mai clare și mai așezate. Susțin introducerea buletinului la cartela prepaid, dar nu așa repede prin ordonanță de urgență. Nu? Big Brother trebuie să fie și el foarte transparent. Sunt de acord să existe organ de autoritate care să facă disciplină în cetate, pentru că din păcate avem și oameni indisciplinați, dar această nevoie, această necesitate de a fi disciplină în cetate nu trebuie să ducă la crearea unei stări de totalitarism. Adică vă disciplinez așa de tare încât faceți numai ce spun eu. Stai puțin că nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Pe de altă parte, sigur, și libertinismul, piața asta, economia de piață, cum spuneam, nu e foarte... nu
e mare bucurie, pentru că așa cum am văzut, creează acest cinism, această transformare a oamenilor în numere și chiar creează autodistrugere. Uite, încheiem emisiunea de astăzi cu un subiect care ar trebui să ne pună serios pe gânduri. Trăim în orașe poluate. Poluarea din oraș este la fel de nocivă ca fumatul pasiv, ne spun știrile. Riscul de cancer este cu 20% mai mare în orașele poluate. Avem orașe poluate, de multe ori statisticile ne arată acest lucru. Există chiar hărți de poluare. Aseară am dat peste o hartă de poluare care are și în Constanța măsurători. Și uite, o să ne uităm la calitatea aer, se cheamă harta respectivă, și avem și Constanța pe hartă. Hai să încercăm să... Ce zice aici? Așa, încercăm să mergem la Constanța. Stai așa că trebuie să reglementăm puțin aici. Deci, unde suntem? În Lunca Siriului. Mai avem până la Constanța. Gata, uite, am trecut Dunărea. Harta e mai greu de... Avem trei stații în Constanța care măsoară calitatea aerului. Uite-le aici. Situația, după cum se vede, e mai gravă pe Bulevardul Lăpușneanu. Avem date, sunt diferiți parametri care se măsoară. Iată, la benzen, la monoxid de carbon, la etilbenzen, la diferite noxe, la oxilen, la pexilen, PM10, micoparticule, uite ce multe erau ieri, sunt mai puține. Activitatea în orașe, acolo unde sunt cetăți mari, presupune tot felul de surse de poluare. Hai să vedem cam ce surse de poluare avem noi. În primul rând, transportul. Transportul poluează. Ardem hidrocarburi. Asta generează gaze de ardere, generează plus multe alte substanțe poluante. Că nu ardem doar motorină. Când un motor se învârte, el mai arde și ulei, mai arde și motorină, mai arde și alte substanțe. Sau niște procese chimice. După aia, activitatea de construcții. Păi toată lumea taie cu flexul, toată lumea găurește, toată lumea sparge, dărâmă, zidește. Asta înseamnă praf, mult praf. Când tai cu flexul, zboară la praf din flexul ăla, de zici că ninge. Unde credeți că se duce tot praful ăla? Aici, că suntem lângă port, putem observa, de exemplu, când se încarcă o navă cu cereale, tot praful ăla din cereale e luat de vânt și dus fie spre mare, fie spre oraș. La fel se întâmplă în orașele unde exista, acum nu mai e atâta industrializare, dar industrializarea a fost înlocuită de transport. Că înainte aveam uzine mari și automobile puține, acum avem uzine mai puține, dar avem automobile cât cuprinde. Da? Bun, cine mai poluează în oraș? Diferite activități industriale. Mai sunt activități industriale în orașe. Mai poluăm și nu numai aerul, poluăm și apele. Avem ape reziduale, avem ape industriale. Deci activitatea umană produce gunoi. Și gunoiul e o sursă de poluare. Da? De ce trebuiau să fie platformele de gunoi ecologice? Deci producem tot felul de reziduri, de poluanți, de gunoaie. Omul trăind produce și gunoaie. Și atunci, întrebarea este, dacă poluăm, de ce poluăm? Care este interesul în poluare? Păi pentru că toată lumea e în economia de piață și vrea să vândă și să cumpere. Da? Construcții, se construiesc blocuri pentru că trebuie vândute apartamente. În transport, se poluează pentru că trebuie să te duci de punctul A în punctul B. Astăzi mașina nu mai e un lux cum era înainte, te plimbai. Acum e o necesitate. Păi trebuie să alegi din punctul A în punctul B al orașului
într-un timp foarte scurt. Cu ce să te duci? Că eu am mai auzit teoria asta, am și eu bicicletă. Am și o bicicletă. Și zice, vai să circul cu bicicleta. Păi cum să circul cu bicicleta, frate, în oraș? Că am circulat o zi cu bicicleta și am avut nasul plin de funingine. Ziceai că sunt furnal. Pentru că tot fumul ăla care îl scot autoturismele și pe lângă care eu trec în oraș cu bicicleta, unde crezi că se duce? Mai văd oameni frumos și îmi place și mie felul ăsta de a pune problema, oameni care pentru sănătate mai aleargă, fac jogging, fac tot felul de activități. Dar mi se pare total nepotrivit să văd oameni care aleargă pe lângă marile bulevarde aglomerate. Păi cum să respiri țeava de eșapament a mașinilor? Du-te și aleargă în pădure, aici, pe faleză, unde e mai curat, adică alergi pe stradă. Cum să alergi pe stradă? Dacă alergi pe stradă, respiri tot fumul pe care îl scot mașinile. Când te duci la servis, uitați-vă cu atenție cei care aveți mașini, ți se schimbă filtrul de particule. Filtrul de ce-o fie la filtrul de particule? Păi e vorba de particulele astea mici, poluante, pe care tu când ai drumul la ventilator, le tragi de afară înăuntru, în habitaclu. Ia, stai în spatele unei mașini, scoate-ți filtrul ăla de particule și dă drumul la ventilație. Să vezi cum tot gazul de ardere de la eșapamentul mașinii ți intră ție în mașină. Așa s-a inventat filtrul de particule care cât de cât oprește particulele poluante și sigur când îl schimbă, mergeți la mecanic, cereți să vă arate cum arată filtrul ăsta de particule. Ca nasul meu arată, plin de funingine, plin de negreală. De unde credeți că vine negreala aia? Că asta mașina pe loc degeaba? Nu! Circulăm în orașe foarte poluate. Bun, generăm poluare, dar de ce generăm poluare? Asta e întrebarea. Și cum putem să ne oprim? Aici intervine ecologia, că trebuie să avem grijă de sănătatea noastră, de planeta noastră. Păi da, da, dacă noi suntem puși numai pe bani, să facem bani, să facem bani, să construim, să ardem, să... Plus că mai poluăm și din plăcere. Mai văd, de exemplu, e o nouă modă acum printre tineri, ies cu mașina. Știi, nu mai ies în parc, la film, la... cum era odată pe vremea mea, că încep și eu să vorbesc cu vremea mea. Mă, acum ies tinerii cu mașina. Și ce fac ei? Se duc în parcare, se duc într-o parcare, stau cu motorul pornit, că trebuie să aibă căldură în mașină, și stau să uită pe telefon și vorbesc în mașină. Nu știu ce vorbesc ei acolo. Și motorul ăla merge, știi, cât ăștia vorbesc, tinerii. Și asta e o formă de poluare. Poluăm degeaba. Ne întâlnim într-o parcare cu motorul pornit și butonăm telefonul că nu putem să o facem în altă parte. Asta nu înțeleg. Adică uneori există și o inconștiență a celor ce poluează. Da? Păi de ce să mă duc eu să-mi fac ITP-ul? Meșteresc acolo, dau 1 milion la meșter. Înainte așa era, că să fac ITP-ul și când plecai, erai sobă pe roți. Afumai tot în jur. Fii tu puțin conștient că îi afum pe cei din jur. Fă-ți, nu știu, schimbă-ți uleiul măcar la timp. Cât e să faci un schimb de ulei? Unii nu schimbă uleiul, se uzează motorul și începe să mănânce mai mult ulei. Schimbă uleiul la timp. Că dacă nu, după aia tot uleiul ăla când arde, ți se țeavă. Și miroase în jur. Poluăm, poluăm, poluăm. Dăm foc pe când la gunoaie. Tot așa. Deci, parte din activitățile astea de poluare sunt generate și din inconștiență. Gunoaie, nu mai vorbesc de gunoaie aruncat de oriunde. De la cojile de semințe din parc și chiștoacele aruncate pe oriunde de țigări, până la moloz din construcții, își dărâm omul pereții că vrea să-și modernizeze casa, duce molozul pe câmp sau, nu știu, are gospodărie de asta cu animale, scoate gunoiul din graj și îl duce pe câmp. Și toată zeama aia din gunoi intră în apa freatică și pe aia ne plângem că avem nitriți și nitrați în apa din pământ, în apa din subsol. Păi, normal că o poluăm dacă aruncăm gunoiul la întâmplare. Dar întrebarea este, de ce generăm atâta poluare? Nu cumva tot din economia de piață? Poluarea ne omoară. Asta este ideea. Poluarea ne omoară. Ne autodistrugem și, de fapt, asta este marea tragedie. Marea tragedie este că, înainte eram în dictatură și era foarte greu,
Acum suntem într-o formă de autodictatură numită consumism. Economia de piață produce mult consumism, iar consumismul produce multă poluare. Consumăm și producem gunoi. Orice consumăm produce și reziduri, gunoi, poluare și așa mai departe. Fumăm. Scoatem fum. Afumăm pe cei din jur. De ce fumăm? E o discuție și asta cu fumatul. Și toate activitățile, să știți că generează chiar și acum se calculează, vai, că să ai bec ecologic. Știi că până și se pune problema studiile de specialitate când aprinzi un bec. Cât se poluează cu becul? Și aici ce, dar cu ce poluează, domnule, becul? Păi becul poluează așa. Tu aprinzi becul, energia electrică pentru aprinderea becului tău se poate genera prin poluare termocentrale sau prin energie verde, hidrocentrale, centrale eoliene și așa mai departe. Deci trebuie să scadă gradul de poluare și în producerea energiei electrice, care sigur pare o energie nepoluantă. Ai dat drumul la bec și nu se poluează. Da, da, ca să produci energia aia, poate o produci cu poluare, termocentrale, alte surse de poluare, reactoare nucleare și astea, poluează radiologic. Deci, e o treabă, activitatea umană poluează, dar ideea este pe ce se bazează activitatea umană și mai ales de ce economia asta de piață este autodestructivă. Pentru că dorința de profit, o spune Evanghelia și cuvântul cu care încheiem emisiunea de azi, o spune foarte clar Scriptura. Iubirea de bani este începutul a toată răutatea. Da? Iubirea de profit, iată, generează multă răutate. Ca să spunem așa. Să aveți o zi binecuvântată, meditați la economia de piață, vedeți ce vă place și ce nu vă place. Cu ajutorul Dumnezeu și al tehnologiei ne reauzim la o nouă ediție a emisiunii de Presat Presa, care, sigur, și asta, consumând energie, poluează.